Pacienții Sanador cu trimitere de la medicul specialist se duc la remene noaptea. Măi, eu nici nu știam că se practică, sincer, să te duci în creierii nopții să-ți faci un remene, după cum au investigat cei de la Presoan. Ei bine, uite că se poate la Clinica Sanador, unde pacienții vin și la 4 dimineața. În mod normal poate dura luni de zile să te programezi să-ți faci investigația, fiindcă să te ferească Dumnezeu să ai vreo boală. Dar dacă ai o afecțiune cronică, pentru care sunt necesare investigații peste investigații, printre care și remeneul, te mănâncă drumurile și așteptarea. Iar pentru un remene decontat de casa de asigurare, îți trebuie întâi bilet de la medicul de familie, care te trimite la medicul specialist, care te trimite la remene. Dacă nu mori până afli rezultatul remeneului, ești norocos. Pentru că remeneul este doar partea de început a procesului de tratament. Nu are rost să dăm în operații și toate investigațiile și toate cele, că o dăm în moartea domnului Lăzărescu și ne întristăm. Revenim la Clinica Sanador, care este o clinică privată. Ea vrea să facă bani, nu? Și atunci programările care sunt plătite din buzunarul pacientului, poftiți, vă rog, au loc pe timp de zi, iar cele care sunt decontate de CNAS, hai mai la coadă, adică pe timp de noapte. Așa că pacienții, în loc să aștepte să se schimbe banotimpurile până reușesc să-și facă o programare la remene, aleg să facă investigația pe nocturnă. Acum nici angajații Sanador poate n-au vreo plăcere să stea acolo la 2, la 3 dimineața pe nedormite. Iar aglomerația asta pe remeneuri și pe programările care se fac când o fi, are o explicație practică. Nu sunt suficient specialiști pe partea asta de imagistică și nici destule aparate, fiindcă sunt foarte scumpe. Așa că Doamne ajută și multă sănătate să ne ferească bonusul de mers prin doctor fie zi sau noapte.